Salut, sunt Andrei de la Blogging. Astăzi vorbim cu Costi de la Next Level, organizatorul Convenției Internaționale de Tatuaje de la București. Costi, salut. Spune-ne puțin despre tine. Sunt apucat de tatuaje, de cât timp ai făcut asta? Am și îmbătrânit deja, nu mai mi-aduc aminte. Am pornit la 15 ani, ceva de genul ăsta. Mi-a făcut primul tatuaj, după care m-a fascinat. Automat m-aș și la treaba asta și am zis că trebuie să fac eu, pentru că mi se părea ceva mistic, mi se părea că doar rocuri erau și mi se părea că doar așa și mi se vreau să fiu și rocuri pe vremea și uite că m-am apucat și de tatuaje, mi-am sprijinit câțiva prieteni și după care am luat-o la mult serios pe câțiva ani și... Am înțeles, și tu chestia asta o vezi ca un job sau ca un ca o pasiune? Mai cum să spun, din fericire pentru mine, pe mine m-a ales job. Legat de convenție, nu știu că e al treilea an, în comparație cu anii anteriori, a fost mai bine, a fost mai rău? Cum să spun, când am dat start acum 3 ani la prima ediție, a fost destul de dificil, mentalitate, legat de oameni cu care am lucrat, pentru că nimeni nu înțelegea, nimeni nu percepea, deși sunt o grămadă de PR, sunt o grămadă de oameni care se ocupă de organizare de tot, chiar și la asta la palat, ne-am organizat acolo în seminarii care se ocupă de așa ceva, de tot felul de evenimente și m-am dus să le explic ce vreau să fac, cum să fac și nimeni nu înseamnă, nimeni nu înseamnă și mi-a fost foarte greu și am pompat un confort, m-am luat bani ca să demonstrez că vreau să, ceea ce vreau să fac va avea un rezultat bun. Din fericire pentru mine, în prima ediție a fost un succes atunci, deși m-am dus un pic în cap, să spun, din punct de vedere material, dar a fost un succes pentru că cu publicul a reacționat cât de cât bine. Bună venit, ați fost și cu cuplul de vară, nu s-a făcut din urmă. Tot am reușit să țin ceva oameni acolo și să fie populată convenția. A doua ediție a fost, din punctul meu de vedere, un eșec total, deși am avut un line-up de artiști foarte buni. Majoritatea standurilor au fost ocupate, au fost o parte de și de standuri toate ocupate, n-am avut cum. Nu știu ce s-a întâmplat anul trecut, a fost un dezastru. No, și era cât pe cei să renunț la ediția cu numărul 3, dar am zis, dacă tot am luat, m-am lucrat pe cal, hai să călăim mai departe și hai să le duc și ediția la numărul 3. Deci, pentru mine, am colaborat cu Șoaită, băiatul ce are Subohane și asta m-a făcut să găsesc o nouă locație, o locație mai bună din punctul meu de vedere. A fost și departamentul de PR a fost foarte ok pentru anul ăsta, să zic așa, și chiar m-am depășit așteptările. Am înțeles. Deci a fost chiar un real succes. Am înțeles. Și pentru viitor, mă gândesc și la anul. Da, clar, îți dai seama că deja abia am așteptat, din punctul meu de vedere, suntem încă la cadrul convenției și chiar aștept să termin odată, dragul, că m-am săturat să o consider de mai mult, dar deja în cap am ce se întâmplă cu la ediția numărul 4, deci chiar am planuri foarte mari. Am înțeles. Spune-ne un pic despre tine, unde tatuiești, tot la Next Level sau pe afară, invitat la diferite saloane și tatuiești? Ce să spun, proiectul Next Level a venit numai... Odată ce m-am mutat în București, din Târgu Jiu, când am venit, am zis că este un următor nivel, un pas următor și proiectul ăsta va rămâne, cred că, până mult, Next Level Tattoos Costi, pentru că asta este pentru mine și aici voi lucra mereu. Voi mai fi pe cal și pe afară, bineînțeles, la convenții, nu unde sunt invitați, pentru că și eu vreau mai multe sfaturi și o să, bineînțeles, o să răspund cu da la toate invitațiile de guest spot, de invitat, chiar astăzi am venit în Grecia, oricum, toate news-urile sunt la mine pe Facebook sau pe pagina principală. Și acum la întrebare, spune-ne, te rog, unde te găsește lumea? Facebook, Twitter, site? Pe site, www.costitatu.com sau .ro și pe Facebook Costitatu. Am înțeles. Asta e tot. Eu sunt Andrei, pe noi ne găsiți pe blogin.ro, pe Facebook blogin.ro și pe Twitter @blogin.ro.